Bună ziua! Astăzi despre drona Bepop de la Perrot. Vorbim despre ea pentru că mie îmi place foarte, foarte mult. Se controlează foarte, foarte ușor și este cea mai plăcut de pilotat dronă cu care am zburat până acum. Se controlează pe Wi-Fi, se conectează pe Wi-Fi, deci practic range-ul în care putem zbura cu ea este cât ne permite Wi-Fi, 20-30 de metri. Dacă vrem să extindem acest range, există un controller suplimentar care face acest lucru. Dar vă zic că este suficient pentru niște filmări în joacă, în concediu, este suficient cu telefonul. Se controlează printr-o aplicație care se cheamă Free Flight. Este aplicația de la Perrot cu care controlez toate jucăriile lor. Vă recomand cu căldură să folosiți pentru control modul normal. Este pusă default pe Ace. Ace-ul este ceva foarte complicat. Practic, cu un singur deget controlez toată drona. Este ceva... Eu nu reușesc să controlez drona, o dau de pereți de fiecare dată. Cu un singur deget faci și stânga, și dreapta, și sus, și jos, și învârți camera, și este ceva absolut îngrozitor. Vă recomand modul normal. Joypad-ul este modul în care simulează practic o telecomandă cu acele joystick-uri. Nu uitați, dacă zburați în interior, să aveți deselectat outdoor-ul. Este controlul diferit. În interior, drona își menține poziția studiind cu o cameră și cu un senzor de ultrasunete, studiind podeaua. Da, și încearcă să se mențină pe podea. În exterior folosește GPS-ul pentru a își menține poziția tot timpul. Deci dacă sunteți pe exterior outdoor, dacă sunteți în interior, deselectați outdoor. Bun, cum decolăm? Avem butonul de take-off. Take-off am zis. Vedem că ea se ridică la o anumită înălțime și își menține poziția. Presupun că e un metru. Cum o controlăm? Țineam apăsat în partea dreaptă a telefonului și înclinăm telefonul, da? Deci, practic, pac! Stânga, dreapta, înainte, înapoi. Vedeți că drona imită exact ce fac eu cu telefonul. Mi se pare genial. Este mult mai ușor de controlat față de orice altă dronă cu care m-am jucat până acum. Da? Orice aș face înainte, înapoi, dreapta, stânga, da? Deci, practic, ce fac eu cu telefonul, asta face și drona. Bun. Dacă cumva am intrat în panică și nu mai știu ce să mai fac, dau drumul la telefon, da? Și practic drona își menține poziția studiind podeaua în acest caz. Bun, cum o rotesc? În partea stângă țin apăsat oriunde, duc în stânga, duc în dreapta, duc în stânga, duc în dreapta, da? O rotesc și o duc înapoi. O duc în coace, vreau să o ridic în sus, tot în stânga, sus, jos. Sus, jos, sus, jos. Bun. Cum controlăm camera totuși? Vedem că avem orice aș face. Imaginea este foarte stabilă. Nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Problema este că aș vrea totuși să filmez în jos la un moment dat. Cu două degete, se iau două degete, se pun pe ecran și dăm în sus ca să vedem în jos. Da, este cumva controlul de la... Vreau să văd în sus, trag de cameră, și mă uit în sus. Vreau să văd în dreapta, trag în stânga cu două degete și văd în stânga. Vreau să aduc camera în poziția inițială default. Pac! Dublu click cu două degete și acum filmez din nou în față. Da, vreau să filmez în jos. Dau cu două degete în sus și am filmat în jos. Văd imaginea în jos. Da? Și acum filmez, după cum se poate vedea, ia să vedem, filmăm. Filmăm în jos, da? Bun. Asta despre control, să aducem camera în poziția inițială. Dacă mi se pare că am o problemă și drona o se ducă către un lac sau ceva, am butonul de emergency. Ce face butonul de emergency? Oprește brusc drona. Oprește motoarele, drona pică ca o cramidă. S-ar putea să fie mai interesant să pice decât să o căutați prin Marea Neagră sau ceva. Ca să aterizăm, apăsăm pe landing și drona a aterizat. După cum se vede, este foarte, foarte simplu. Bun, drona este foarte stabilă, știe să compenseze vântul. Cu toate astea nu vă recomand să zburați pe vânt foarte puternic pentru că există riscul să vă ia. Drona este foarte ușoară. Bine, asta are și un avantaj pentru că dacă, în cazul în care cade, îi se trănește bateria și cade, puteți să... nu e o problemă, adică nu se rănește grav o persoană, adică maxim un cucui, ceva de genul ăsta. Bun. În schimb, poate să ia vântul foarte ușor și orice ar face ea să nu poată compensa. Ok, drona vă recomand, o singur bug are, lentila din față, lentila camerei este foarte expusă. I-am lovit-o de perete încercând tot felul de moduri de control.
și am reușit să ciobesc, să ciobesc lentila. Problema cu ciobitul lentilei este că trebuie să schimbați toată camera. Da. Nu există, nu poți să iei lentila separată, este cumva încapsulată în cameră și trebuie schimbată. Și camera costă în jur de 150 de euro plus TVA, ceea ce e destul de scump, așa că aveți mare grijă. Ok, este o drună pe care o recomand, eu o să iau cu mine în concediu, în loc de orice altă drună, cu baterii de rezervă. Drona vine la pachet cu două baterii și un încărcător care, cu toate adaptoarele de priză de pe lumea asta pe care le puteți închipui. Și practic puteți, na, când vă trageți pe marginea drumului să vă odihniți și vedeți un peisaj drăguț, puteți să o scoateți, să o filmați, să vă filmați, să, nu știu, să vă dați pe Facebook cu ea. Ok, vă mulțumesc, la revedere!